În această perioadă se lucrează la modificarea codului fiscal de către reprezentanții coaliției de guvernare formată din PNL, PSD și UDMR. Există mai multe propuneri de modificare a codului asupra cărora s-a căzut de acord, dar și altele în care partenerii de la guvernare au poziții diferite. Un astfel de exemplu este cel al introducerii impozitului progresiv, cu care UDMR nu este de acord. Anunțul a fost făcut la DEVA de către europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler. Acesta a precizat că introducerea impozitării progresive în România se va putea face cu succes și va avea rezultatele scontate abia în momentul în care se va reuși digitalizarea și interconectarea sistemelor informatice ale fiscului și evidenței populației. Avem însă o propunere pe care nu o putem susține și anume cea cu privire la impozitul progresiv. Impozitul progresiv trebuie introdus din punctul nostru de vedere atunci când stadiul informatizării în România, stadiul digitalizării în România permite acest lucru, adică vom avea un cloud guvernamental funcțional, vom avea o interconectare a tuturor instituțiilor și agențiilor cu atribuții în domeniul impozitării, în așa fel încât să putem introduce un sistem progresiv de impozitare eventual în viitor, care să aibă deduceri foarte bine gândite și care să funcționeze ușor. Astăzi România nu e pregătită pentru acest lucru, pentru că informatizarea nu a fost eficientă, din păcate trebuie să o spun, iar acum ne bazăm pe o digitalizare care să aducă eficiența în sistemul financiar, în sistemul de taxe și impozite în România, eficiența care este necesară. Pentru a putea intra în vigoare de la începutul anului viitor, modificările la codul fiscal trebuie făcute până în data de 30 iunie.